După multe ore de condus pe Eurotrack, pe harta României, dat examene pe City Car Driving, luat examenul și în viața reală, într-un final am luat permisul, astăzi o să facem review la prima mea mașină, așa că țineți-vă bine, nu uitați, dați acolo pe butonul de like, să vă abonați dacă sunteți noi și haideți să-i dăm drumul. Avem aici prima mea mașină. Este de-a dreptul incredibilă, un Matiz. Pentru început vreau să vă spun că mașina nu a fost luată ca prima mea mașină. Asta nu o să fie mașina pe care o să mutic-o foarte mult timp, dar este o mașină de început care, sincer, îmi face mare plăcere, mi-a dat foarte mult curaj. Am deja 120 de km plimbați prin București în două zile. Astăzi o să facem review la această mașină care e și tunată. Deci, mult spus tunat oricum, dar o să vedeți acum pe parcurs. Cât credeți voi că a costat această mașină? Este întrebarea episodului. După ce vă prezint totul aici, vreau să spuneți cât credeți voi că am dat pe această mașină. Să spuneți în comentarii cât credeți că a costat mașina și eu o să vă spun pe Instagram în următoarele episoade. Hai să-i dăm drumul la review, nu uitați de like și subscribe. Deci, avem aici Matizul. Hai să o luăm așa dintr-o parte de aici frumos. Cam așa arată per total mașina, după cum vedeți. Avem, nu știu cum se numește, skinul ăla de pe CSGO. Avem cu skin aici puțin case hardened, vezi că avem cu albastru, înseamnă că e rar așa puțin. Se vede puțin cât de bine a fost vopsită de fostul proprietar. Uitați, calitatea acestei vopsele este de-a dreptul incredibilă. Avem, ia uite ce genți, fixate cu șoareci, cu șoricei așa frumos, ia uite. Mamă, dar uite și astea sunt. Și uite și, vezi pe interior? Astea sunt la fel colorate, ești nebun? Dacă scot capacul ăsta, e colorat pe aici. Bă, ești nebun. Dar s-a băgat la creație, ești nebun? Ok, deci avem aici, e foarte albă, am și spălat-o acum, dar am spălat-o aseară deja, s-a îmbrutărit un pic. Da, pentru început, în față, știți deja cum arată un Matiz. Vreau să vă spun că abia se vede cu farurile astea, deci abia se văd și pe fază lungă. Trebuie să vedem doar cu fază lungă, că pe poziție n-ai nicio șansă. Deja m-am plimbat și cu Noris și cu mai mulți prieteni. Ia zi, Noris, ce părere ai avut așa de... Super! Deci este o experiență minunată cu Matizul, asta vă pot spune, minunată! Nu intrăm încă la interior, că e prea science fiction, hai punem mai încoace. În spate, cam atât ai spațiu. Generos, ia zi. E un spațiu generos, se vede acolo că Noris a stat ca regele. Da, da. Dar, bă, stinge să vă spun, e ok ca cum... Ia bagă-te, ia bagă-te, să vedem. Hai să vedem, deci... E la cap și la picioare, cum deci, ai? Deci, la picioare, uite, deci, da, eu cu poziția mea de condus, care e destul de ok, ai acolo, acolo așa, la cap e destul la cap. Și ca comoditate, bă, e Matiz, adică e moale asta, adică e ok, e ok. Și am observat o chestie, toba asta e făcută așa, vezi, e făcută tot la fel, să arate mai mișto. Nu știu, deci s-a băgat cineva la creație cu Matizul ăsta să facă destul de mișto. Să nu mai zic că are un sistem audio destul de mișto. Uite, acai frumos pe aici, este și în față, o să vedeți că se aude chiar mișto. Sincer să vă spun, am rămas surprins pentru că are o grămadă de chestii în prețul pe care l-am dat. Nu vă zic încă prețul, spuneți-mi acolo în comentarii, voi vedeți aici toate nebunile astea pe aici și să-mi spuneți la final cât credeți că a costat. O să rămâneți surprinși. Așa, cam asta e portbagajul, un portbagaj de Matiz, cam așa se prezintă. Avem trusă, avem triunghiuri, avem tot ce ne trebuie. Ce ați venit, mă, aici cu BMW-urile? Nu știu. Opresc? Nu. Să uitam la voi, că făceați, vă uitați la mașină, știi, și mi se pare foarte... Da. A fost tot în Matiz. Și țin să spun că trebuie să schimbi tot de repede. Gen, ești maker, știi? Ce ne atrage priviri Matizul, vedeți, lumea întreabă de acest Matiz, este ce trebuie. Așa. Mamă, se duce. Da, tipul ăla a întrebat de Matiz, vedeți? Ăla... Îi place Matizul ăsta, voia să-l cumpere. Așa. Pe aici știți deja care e treaba. Ce sunet. Aici se vede un pic vechimea, dar numai pe ușa asta. Gata, destul. O chestie care am rămas surprins așa când m-am uitat la mașină este că nu prea are rugină. La anii ei, uitați-vă pe aici, nu prea prezintă așa de multă rugină. Adică... La cât de vechi este mașina, nu prea s-a mers neapărat așa de mult, adică are doar 85.000 de kilometri, este ok numărul de kilometri, dar nu are așa de multă rugină. Ia, mergem încoace. Pe aici de obicei arată, se vede rugină la Matiz. Se vede aici puțină rugină, dar e normal, la cât vechi e, e normal. Adică arată foarte bine, după părerea mea. Repet, să-mi spuneți în comentarii cât credeți că a costat mașina.
Descriem aici ca să vă arăt cum se prezintă motorul. Are 85.000 de kilometri. Mă, i-am cam dat-o, că e cam încins pe aici. Mamă. Poți să vă zic, mamă, câtă căldură. Poți să vă zic că e mega încins. A, uite că am și de asta, perfect. Oare să moară carcaliții cât de fierbinte e. Vere, știi cât de fierbinte? Vere. Mamă. N-ai cum să o pui, ești nebun. Așa, guys. Deci, cam așa arată motorul. Cred că e 0.8 din câte am văzut pe internet. Deci eu chiar nu știu ce mașină cum duceam aici și cred că are vreo 50 ceva de cai. Deci are vreo 50 ceva de cai, motor de 0.8. Acolo e antigelul, bateria, știți deja care e șmecheria, acolo e lichidul de frână. Avem tot ce ne trebuie. Suntem legali oricum, e totul în regulă. Așa, hai să dăm asta așa și acum să văd eu cum mai aprind aici, că e mega fierbinte asta. Oh my god, hai că s-a mai răcit. Gata. Mă, dar ăla e fier și s-a încins că e fix lângă motor. Și acum. Nu are soft close, nu? N-are. Ce e soft close? Ia uite aici, soft close, auzi. Bam, n-ai auzit soft close de pe ușa aia ce era? Așa, bam. Deci, cam așa este interiorul. Mergem la interior frumos aici și iau eu camera și încep să vă arăt pe aici care e șmecheria. Deci, o luăm de la stânga de aici. Pentru început, butonul ăsta este absolut inutil. Nu face absolut nimica. Pozițiile, hai să vă arăt cum funcționează pozițiile astea, cam cum se vede. Acum suntem pe fază lungă, deci se vede, e destul de ok că e pe fază lungă acum. Cum e, Noris? Foarte bine, dormi mai bine ca acasă. Așa, bă, deci am rămas surprins de nebunia asta de aici. Vedeți radio-ul ăsta? Băi, e casă rău de tot. Avem AUX și ne-am putut băga de pe telefon frumos. N-are nicio problemă. Marele minus la mașina asta este că nu are servodirecție și nu are aer condiționat. Deci dacă avea asta era țâțăre mâță. Dar nu are servodirecție și trebuie să dai la ea. Trebuie să dai la ea ca lumea de tot. Faci mușchi. Pă bune, ca lumea rău de tot. Dar hai să ne băgăm pe aici să vă arăt. Deci cam așa arată un port de matiz. După cum vedeți acolo, am 120 de kilometri acolo jos. Mai adăugați încă 10 kilometri până mi-am dat eu seama că trebuia să apăs eu pe butonul ăla ca să-mi dau seama câți am mers. Că eu nu m-am gândit din start. Și acolo vedeți kilometri, 86.410. Avem acolo și aproape plin, ne-am plimbat ceva așa că nu mai e. Aici bordul de matiz. Dacă nu știți cum arată matiz, cam așa arată frumos. Bă, ce să zic? Deci mașina chiar își merită banii. Ata pot să vă zic. La cât am dat, își merită. Ia zi, Noris, cum e? Deci la banii ăștia, era să zic suma pentru secundă, dar la banii ăștia n-ai, deci n-ai cum să te plângi, părerea mea. Nu vă așteptați cumva să avem oglinzi, avem și semne pe aici, nu știu care e treaba. Oglinzile, mamă, bă, oglinzile astea sunt mult prea zoom-in. Nu știu de ce, la fel și asta de pe ușă. Mamă, vedeți cum se au... Ideți, sunetul ăsta așa, e ce trebuie. E mult prea zoom-in oglinda asta, nu știu de ce. Aia să zicem că e o idee mai ok. Ce lipsește și ar fi super mișto să aibă? Niște buzunare la ușile astea. Ar merge ceva să pui aici, nu, n-ai nimica. Pă, doar că aici e foarte mic, extrem de mic, că n-ai matiz. Ai dă-s-o de pahare. Asta nu mă mai spun. Hai să vă arăt puțin la pedale. Trei pedale, da? Uitați-vă la ambreiaj. Da? Uitați-vă la ambreiaj. Uitați-vă la ambreiaj puțin. El cred că trebuia să stea aici în mod normal, dar acum stă acolo. Și are cursa extrem de mică. Deci vedeți unde e? Și acum e apăsat la maxim. Deci are cursa extrem de mică față de cum eram obișnuit. Asta este frâna și asta este accelerația. Ca să știe că am luat permis acum, știu și asta. Știe. A venit cu tot ce aveai nevoie. A venit cu suport de telefon. A venit cu casetofonul ăsta super mișto care are o grămadă de setări. Are AUX, are CD, are să-i faci setări dacă se audă mai în față, mai în spate. Mai cu bas, mai fără bas. Așa, guys, îi dăm să plecăm. Hai să scoate și noi cheile. Fiți atent cum pornește, da? Bom, băi, auzi. Ce motor nervos are, auzi. Și acum. Mama! Mama, că a plecat cu scârț! A plecat cu scârț. Gata, Noris, să dăm la plimbare acum. Oh my god, ce senzație, o întreagă experiență aici. Ia uzi, servodirecția. Mamă! Deci ca să auzești și pe cu servodirecția, ia uzi. Acum nu se mai aude, că deja... Ba da, s-a auzit, s-a auzit. S-a auzit. Vedeți, motorul merge foarte bine, ignorați acel martorat din bord.
Nu este ceva să ne panicheze, avem engine check, dar nu băgați în seamă că nu e ceva să ne panicheze. Are un martor, asta e acolo să te mai panichezi, acolo să știi că ești într-un matiz. Da, mă, guys, cred că cam atât a fost review. Dacă v-a plăcut, dați acolo pe butonul de like. O să revenim și cu review-ul la mașina adevărată pe care o să o conduc eu, dar mai durează până vine aceea. Până atunci, spuneți-mi în comentarii cât credeți că a costat această mașină și noi ne auzim la următorul video. Vă pup, guys, ciao!